Începând de astăzi, reîncepem în sezonul 6 rubrica Școala de Șopen. Bună dimineața, doamnelor și domnilor, și am revenit din o atavi de somn, încât îmi pică din singură. Fată, dăm două palme ca să-mi revin, ca să pot să încep cu domnul Klamnig. Dăm o sticlă de șampanie. Domnul Klamnig, la mulți ani și bine. La mulți ani și bine v-am regăsit. După cum am observat, domnul Klamnig s-a înarmat de această dată, nu numai cu cuvintele la el, care le are întotdeauna, ci ne-a adus și câteva elemente, care sună foarte bine, de... De propagandă. Începând de astăzi, această rubrică este sponsorizată, ajutată, oferită, cum vreți dumneavoastră, de Q Service Autocris, care face parte din rețeaua Q Service. Și o apropo, să avem premii. Și apropo de premii, o să vă zic de pe acum despre ce e vorba. Le dăm toată data astea? Toată data. Un calendar, calendarul respectiv, un calendar mare, un calendar mic, și două soluții pe care să vi le prezentă și pe alea. Foarte atent la ceea ce spun eu acum, pentru că s-ar putea să vă întreb, nu s-ar putea, sigur vă întreb din ceea ce prezentăm. Deci, Autocris Q Service, strada eroilor numărul 8A în Hunedoara. Este vorba despre serviciul Autocris din Hunedoara, de pe strada eroilor. Acum că îmi ziceți exact adresa, nu trebuie, dar să știți că e Hunedoara și că e pe această stradă. Lângă spălătorii, lumea știe și despre să prezentăm și soluțiile pe da, care le dăm. Da, și pe soluțiile avem aici odată. Un concentrat pentru lichidul de parbriz. Deci pune... asta se diluează la 5 litri. Deci un bidon din ăla mare. Foarte bun. Ăsta îl băgați, băgați apă în bidon, băgați, de fapt, întâi ăsta, după ce apă până sus și... Se anunță ceva temperaturi scăzute. Se anunță din nou temperaturi scăzute. Ăsta merge la 5 litri și aici o soluție spălat, specială. Specială, foarte bună, foarte... Să nu puternică, acum. nu este sigilată, nu are să desfac, da, nu. Sau puțin de la fric. De la fric, se cheamă Marista, deci asta când te murdărești pe mâini cu vazelină, cu chestii care nu merg, cu asta rapid, foarte, pac, foarte, pac, foarte bună. E soluția profesională de curățat mâini și nu numai la servisuri. Astea toate le câștigați în cadrul rubricii de astăzi. La un moment dat o să facem concursul, trebuie doar să fiți pe fază și să țineți în minte numărul de telefon 0354788888 cu tarif normal, însă ceva mai încolo. Domnul Klamnig, să începem cu începutul, adică începutul de an. Sigur. Temperaturi oscilante care nu fac deloc bine traficului rutier. Sigur că da, ați văzut că din nefericire chiar și în perioada asta a sărbătorilor și din cauza faptului că a oscilat temperaturile, minus 22 de grade, plus 10, deci ați văzut, au fost niște oscilații fantastice. S-au întâmplat destul de multe accidente, fie din vina conducătorilor auto care nu și-au pregătit mașinile sau nu au fost atenți, fie din vina pietonilor care traversau prin locuri nepermise și așa, fie din vina carosabilului, ați văzut. Și apropo de carosabil, să știți că zilele trecute am făcut cu colegul o deplasare până în țara Hațegului și am observat, bine, acolo fiind uscat, dar pe o mâzgă, deci nici măcar nu era o ploaie, era așa un fel de carosabil umed, foarte alunecos. Foarte alunecos, așa este. S-au produs foarte multe, sau în foarte multe zone s-a produs această mâzgă și cu condiții clare de alunecare, dacă viteza nu se adapta la condițiile normale de trafic. Au fost aceste condiții, noi am cam spus și în emisiunile din anul trecut că vor fi, sigur, vor veni astfel de situații. Cei care și-au pregătit mașinile, cei care au fost atenți... Domnul Klamnig, strict și la subiect. În cadrul unui curs de conducere al școlii de șoferi. Da. Ce îl învățați dumneavoastră pe elevul care îl mănâncă cu accelerația și dumneavoastră îi spuneți, băi, mergi tu, mergem noi mai tare când e uscat, adică acolo cu 60, cu cât o fi voie, dar în oraș sau oriunde ar fi, pe mâzga asta, la 60 la oră, dacă ai călcat frâna, ești... S-a terminat, sigur că, dar nu se mai poate controla autovehiculul. În principiu, noi nu le permitem, vă dați seama, viteze atât de mari în situații dificile de trafic. Chiar odată că le explicăm teoretic, iar apoi când facem practic și observăm, eu știu, oare ce tendințe... Măcar vreodată când e așa loc mai mult să pună frână, să se sperie un pic, să vadă cum îi pleacă mașina. De obicei, în zone izolate, avem un spațiu nu neapărat amenajat, dar undeva unde începem noi... un fel de... Pe vremuri a fost poligonul din orașul Hunedoara. Acolo este un spațiu ceva mai larg, așa, deci fără mașini care circulă, nu știu ce.
Și când simțim că sunt, sau cel puțin eu practic treaba asta, când simt un șofer că are tendințe de a fi violent, de a brusca comenzile, îl duc acolo și îl las. Să pună o frână ceva mai bruscă în astfel de situație. Se cam sperie când vede că mașina nu se oprește. Sigur că, dar oricât de vitează ar fi teoretic, în momentul când observă că nu mai poate să controleze mașina, realizează de fapt că nu este bine să facă așa ceva. Eu de multe ori dimineața când plec de acasă, având în vedere că plec pe la orele 6-6 și, nu-mi dau seama exact cum e pe drum. Și am o stradă foarte dreaptă și foarte necirculată la ora aia. Merg a întâia, a doua și pișc un pic frâna. Ușor, da, sigur că da, sigur. Este o, chiar o precizare teoretică și elevii care doresc să obțină permisul sau candidații au această întrebare în chestionar. În momentul când aveți suspiciuni că pe drum este polei sau condiții de alunecare, cum procedați? Și exact așa se spune. Mergem cu viteză redusă și apăsăm foarte ușor frâna. Da. În momentul când constatăm că se pierde aderență, atunci este clar condiții de alunecare, da. Deci nu are rost să accelerăm. În momentul când este ok, se poate rula, dar tot cu viteză redusă și prudent, bineînțeles. Deci există și această întrebare în chestiunea, ceea ce zic eu este foarte, foarte bine. Mă, că nu toți o nimeresc la examen, este... Nu, dar e foarte important locul ăsta. Sigur, sigur. Deci, dumneavoastră îi struniți pe, să spunem, vitezomanii, viitorii vitezomani, lăsându-i să vadă cât de periculos este să frânezi chiar și la un 30 la oră. Exact. În condiții, sau chiar la 20 la oră, dacă e alunecos și pui frână bruscă, în condiții nu de oprești. Nici nu se discută. Deci mașina este scăpată de sub control, chiar și pentru la viteză mică, pentru un spațiu mic, să zicem, sau o perioadă scurtă de timp, dar este suficient ca respectivul să realizeze că nu e bine și pe viitor, măcar atunci când e singur, să nu facă niciodată așa ceva. Este foarte, foarte periculos. De regulă nu am avut astfel de adică nu am avut situații în care, eu știu, în timpul conducerii să facem evenimente din această cauză. Aș putea să spun și reversul aici, că am avut candidați care, chiar dacă era uscat, chiar dacă era, aveau condiții de alunecare, mergea constant cu viteză foarte, foarte redusă și mi-aduc aminte de un domn, a dat examen în astfel de condiții, iar polițistul examinator chiar l-a lăudat pentru modul în care a știut să gestioneze, eu știu, comenzile mașinii, fără bruscări, fără mișcări bruște. O altă problemă referitor la carosabil umed, și aici sunt sigur că dumneavoastră insistați mult pe partea asta, este plecarea din rampă în asemenea condiții. Da, e bună, bine că ați adus în discuție această chestiune. Atunci când, eu știu, carosabil este umed spre alunecos, de regulă se evită a se face aceste plecări din rampă. Se evită pentru siguranța... nu la dumneavoastră, unde doar nu puteți evita, nu. Că aveți acolo la benzineria de sus, dacă trebuie să dai prioritate, e la revedere. Sunt foarte multe. Noi avem una foarte tare lângă Casa de Cultură. Da. Intersecția cu Casa Mortoară. Ne-a pus semaforul acolo. Pe vremuri de acolo zice ceva despre dânsul, dar nu pot. Pe vremuri de acolo se pleca la examen. Eu în 90-91 când am dat examenul, am dat în Deva și de acolo am plecat. Deci de acolo, Casa de Cultură. De acolo dacă un pic de poli nu pleci. Nu, nicio șansă. Nicio șansă. Și atunci chiar și noi și examinatorii evită atunci când sunt condiții de alunecare. Nu se poate pleca din rampă, efectiv nu se poate. Chiar dacă o mașină e echipată cu cauciucuri de iarnă și... Nu, deci dacă e alunecos, nu mai pleci. Nu s-a dat cu nimic antiderapant pe drum, nu se pleacă și atunci și noi evităm și examinatorii pentru orice chestie. Evităm această manevră. Deci, asta am stabilit-o. Apoi, mai aveam o întrebare foarte importantă. În cazul unui incident, să nu zicem accident neapărat, în trafic, cine este de vină într-o oră de curs sau chiar într-o oră de examinare cu, pentru că la ora de examinare, și aici e foarte important, dacă există un accident, e examinatorul lângă tine, nu e instructorul. Sigur că da, sigur că da. În legea care stipulează condițiile în care se execută partea practică și condițiile de examinare, se spune clar că atât cel care se află la volan, cât și cel din dreapta lui răspunde autovehiculul respectiv. Clar, instructorul pe perioada desfășurării pregătirii practice și examinatorul pe perioada desfășurării examenului. Păi și poți să ia carnetul la examinator? Sigur. Ați întâlnit vreodată sau ți-a auzit? Nu. Mi-aduc aminte acum că... Păi că vezi să faci la un milițian, zic, lasă că mă bag eu, dar nu-ți mai vezi tu carnetul vreodată, dar și ăla... Sigur, sigur că da. Mi-aduc aminte că acum vreo câțiva ani la noi a fost o tamponare, nu un accident. O tamponare într-o mașină de școală care era la examen, deci cu examinator în dreapta și un taxiu. Nu știu să vă spun, că nu erau de la noi, de la școală, deci din școala noastră, nu știu să vă spun urmările, dar știu că acolo a fost un scandal monstru, mi-aduc aminte, taximetristul
Bine, fiecare susține punctul lui de vedere. A zis că ăsta cu școala a tăiat calea, că n-a semnalizat. Taximetriștii, nu știu dacă ați observat, niciodată nu-ți devin, dar da, îți devin da, tot timpul. Da, da, da. Deci e un pleonasm. În România taximetriștii nu-ți devin niciodată, dar na, ei mai scam tot de vină, sigur, ca să zicem da, așa. Dar vreau să ajung la faptul că examinatorul și-a asumat răspunderea pentru că a fost în dreapta și, deși nu era mașina lui, era mașina instructorului respectiv, și-a asumat răspunderea. Adică este clar, în lege este stipulată această chestiune și nu deloc. Clarnic, în cariera noastră vi s-a întâmplat vreodată să un tânăr cetățean, o tânără doamnă care să încurce pedalele la semafor să treacă pe roșu în loc de... Adică, sigur, știți, sigur. Am vrut să opresc, dar am accelerat. Sigur, și n-aș vrea să dau vina doar pe doamne, domnișoare, chiar și partea noastră bărbătească mai greșește. Într-adevăr, dacă e să luăm un picuț procentul, poate mai mare pe partea de doamne, domnișoare. Însă, într-adevăr, cu intenția de a opri, a încurcat pedalele cu ghilimele de rigoare și în loc să apese frâna, a apăsat accelerația. Bineînțeles, având în vedere că noi trebuie să fim atenți și suntem atenți, putem evita atunci când facem pregătirea practică cu astfel de persoane, dar este bine ca acele persoane să aibă, eu știu, gândul ăsta atunci când sunt singurei după ce obțin permisul de conducere și, bineînțeles, chestiunea să nu se repete. Altfel, vă dați seama, consecințele sunt tragice, în special când se încurcă, iarăși, cu ghilimele de rigoare pe pedala. Hai să facem și concursul 0354-738-888 cu tarii normal, prima sau primul care ne sună și doresc să câștige aceste premii, cele două calendare și cele două tipuri de soluții, unul pentru parbriz, pentru o soluție concentrată, colegul Sămanul, dacă avem un telefon, și unul pentru soluția de spălat pe mâini, tot așa, profesionistă, profesională, bună pentru garajul dumneavoastră, că știm că mulți mai șurubăresc pe la mașini pe acasă și se murdăresc cu tot felul de... sau schimbă uleiul singur, da. Și după aceea merg și murdăresc chiuveta jumătate de oră tot curăță la aia. Se negăște, da. Da. Așteptăm telefonul până acum, da, și deci sună. Da, sună. Să vedem prima sau primul care ne sună. Începând de astăzi o să avem în fiecare marți câte un premiu, când vine domnul Clamnic, astăzi soluții. Sigur că da, tot felul. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună, cu cine avem onoarea? Mihaela. Mihaela din? Hunedoara. Din Hunedoara e Mihaela, domnul Clamnic. Bine, mergem la Hunedoara, sigur. La Hunedoara, da. Doamna Mihaela din Hunedoara, aveți mașină? Da. Ce mașină aveți? Opel, bun. Bun. Dacă zicea Zinger, era și mai bine. Da. Da, doamna Mihaela, spuneți-ne unde se află serviciul Autocris. Da. Strada Independenței? Nu. Spălătoria Auto. Da, lângă spălătorie, da, strada cu eroilor, dar... Doamna e din Hunedoara, trebuie să știe. Când a fost Independența, erau și eroi, adică... Da, este și vreo strada Independența. Eroilor. Da, știm, da. Mai ales că toată lumea știe de strada aceea spălătorilor și majoritatea... Ai multă spălătorie, da, acolo? Da, sunt vreo 3 sau 4 acolo. Ca să nu mai vină doamna până în Deva, cum ducem noi premiul și noastră? Dacă se poate dânsa să meargă la sediul firme sau la magazin, unde e mai dinse mai ușor, ca să-și ridice premiile. Le duc eu, le las la magazinul de lângă poștă, dacă vei aproape. Lângă poșta... Micro 5 nu se poate! Ba da, micro 5, sigur că da atunci. Micro 5 la magazin sau la... unde vă convine, la service? La sau magazin, la magazinul din micro 5. La magazinul din micro 5, lăsați datele acum colegului, domnul Clamnic o să le transmită mai departe și noastră merge și vă ridicați premiile. Premiile, sigur, bine? Da. Mulțumesc. Bine, mulțumesc. După ora 10. După ora 10. Da, mulțumesc. Bun, da. Perfect. Doamna din Hunedoara știe, măi, cum are Opel și repară la serviciu. Acolo toată lumea spune că strada cu spălătoriile și nimeni nu mai... Vezi că Opelul repare așa acasă, cum crezi tu? Trebuie să serviciu. Bun. Da, am dat și premiul săptămâna viitoare, la fel, o să fie câteva premii din partea celor de la Autocris, pe care îi salutăm. Și apropo de serviciu, nu o să vorbim neapărat acum despre serviciu, dar totuși cât de important este ca mașina să fie în condiții bună de funcționare, mai ales în această perioadă, și aici ne referim tot la carosabil, gropi și așa mai departe. Vă dați seama, este foarte, foarte importantă o minimă pregătire atunci când se schimbă condițiile de trafic, respectiv de la toamnă la iarnă și eventual de la iarnă la primăvară, vară, ce e, că la noi se cam combină în timpurile. O minimă verificare într-un serviciu autorizat, eu zic că nu strică nimănui, eu știu, la parte de frâne, la parte de lichide, mai ales acum în sezonul rece, să vadă dacă mai are lichid de răcire, dacă antigelul este la temperatura optimă, să nu. Pe mulți, iarăși am observat chestiunea și recunosc că și eu mai fac, băgăm soluția, o verificăm și după aia uităm de ea.
nu este chiar nu, trebuie verificată. Sigur că trebuie verificată temperatura de îngheț pentru a nu avea surprize neplăcute. Chiar și la, eu știu, acele cauciucuri de iarnă. Poate că o să vină și, eu știu, dânsii de la Serbia s-o dată și să prezinte importanța, cum este compoziția. Bine, sunt foarte multe lucruri și foarte multe trucuri pe care le știm sau nu le știm, gen dacă e bine, de azi zic, poate ajung și domnilor la emisiune, dacă e bine sau nu să ții frâna de mână trasă când parchezi mașina iarna. Exact. Unii spun că e bine, alții spun că nu, că îngheață și îți îngheață pe ăsta, la gel, saboți în spate și... Sau chiar și cablu poate să înghețe și atunci se blochează dacă frâna și de mână mai pleci, nu. Și nu se mai poate pleca. De exemplu, unul din ele, dar sunt multe lucruri. Multe... Cum să-ți dezaburești geamurile, dacă să-ți lași geamul deschis un pic și așa mai departe, astea toate o să le aflăm altă dată. Sigur că. Acum să-l mai întrebăm pe domnul Klabnik dacă se preconizează ceva, domnul Klabnik, anul ăsta de a se modifica în registru, în codul rutier în ceea ce privește examenul? În partea de examinare, nu. Anul trecut a intervenit, să zicem așa, o mică modificare, dar nu ține de elevi, este doar pentru noi, pentru școli, în sensul modificării unor fraze sau unor propoziții din cererea de participare la examen, dar noi ne-am adaptat repede, am refăcut. Dar în rest nu s-a schimbat nimic. Rest, nu, deci condițiile rămân acelea, se pare, cu acele două examinări, cu durată, cu absolut tot, cei care urmează cursurile știu despre ce e vorba, cei care doresc să urmeze se pot informa la școlile respective și nu se preconizează schimbări în domeniu. Deocamdată, au fost și situații în care schimbările au venit, să zicem așa, peste noapte și atunci nu puteam să prevedem, dar nu au fost schimbări majore. În momentul când s-a preconizat o astfel de schimbare, au apărut din timp, eu știu, pe forumuri, pe site-urile oficiale au apărut modificările pentru a putea fi dezbătute și discutate chiar și de noi, de instructori, de profesori, de școli. Domnul Klabnik, există un registru, nu registru, o, nu știu, o formațiune, o, cum se cheamă, un sindicat, dacă vreți, o bază de date a școlilor de șoferi între ele, în care să zică, bă, pe ăsta nu-l primim, că ăsta vine și ne strică mașinile, ni le bușește, sau habar n-am, tot felul de lucruri de genul, în care se vă sfătuiți unii cu alții, în care aveți o bază de date cu, nu neapărat rotplanici, rău conducătorii sau, eu știu, alte... Vă referiți la instructori sau la... Nu, elevi. La elevi, în general. A, nu avem așa ceva. A, există în legislație, da, e o chestie bună și poate că e bine să spunem și telespectatorilor. De exemplu, vine un domn, o doamnă și vrea să se înscrie la o școală, după care vrea să renunțe. Eu știu, să meargă la altă școală, dar ea nu poate. Deci, în momentul când s-a înscris la o școală, un an de zile, este într-o bază de date și în momentul în care dorește să meargă la altă școală și acum v-am povestit anul trecut, s-a introdus acel registru unic național cu evidența cursanților, mai poate în altă parte. Este blocat un an de zile. Deci nu poate decât dacă se transferă legal. Și vă dați seama, legal, adică să fie de acord școala respectivă, bine, este obligată să-i acorde transferul, dar vă dați seama că în momentul în care, eu știu, transferăm o astfel de persoană care e recalcitrantă, care ne anunțăm de regulă între noi și... Bă, vi-l dau pe ăsta, dar vedeți că e degeaba. Adică... Ceva de genul, vrea să vină la voi, dar aveți grijă că, uitați ce am pățit noi, acum nu s-a întâmplat, am avut și invers, am avut și feedback, a venit tot așa o persoană la noi de la altă școală și respectiv ne-a spus, domnule, uitați, nu putem să ne înțelegem cu el. Nu știu, la noi a fost foarte ok, adică s-a comportat ok, a luat permisul. Cineva începe școala de șofer, dar câte ore este? 24 minim teoretic, 30 minim practic. Face 20 de ore și ultimele, sau 10 și facea 10. Nu mai vreau să fac cu instructorul ăsta, vreau să plec la altă școală. Nu poate. Poate cu transfer legal. Adică să-i dea școala voie. Școala să-i dea transferul. Deci, da, dar dea dacă transfer. El se hotărăște brusc dintr-o dată să nu anunțe școala, să zice, niciun motiv, nu mă poate. Duc la altă școală. Nu poate pentru că este în baza de date un an de zile. Deci un an de zile nu deci poate doar să fie. Cu acordul școlii de cu acordul școlii, dar școala este obligată să-i dea acest acord, este stipulat în lege și nu ne putem opune. Adică, bine, motivele trebuie să fie... Până la urmă, scrie acolo și e obligat motive... să achite tot? Sau doar ceea ce... Noi facem contract, prin contractul pe care îl face fiecare școală cu respectivul candidat, se scriu și aceste condiții. În situația în care candidatul dorește să se transfere, se achită la zi partea de... sigur că da, deci taxele, partea de legislație, partea de combustibil, partea care vine instructorului. Dacă a achitat anticipat, diferența se restituie și se poate
merge sau se, respectiv se poate scrie la altă la domnul Calmi, știi că era mai demult, nu știu care legislație acum, puteai să dai la un moment dat pe mașina ta sau examenul? Nu, cartea spune... A fost vreodată sau nu? Nu, nu, cartea spune foarte clar mașină de școală, echipată de școală, nu neapărat cea cu care a făcut instructajul. Deci poate să ceară la examen cu dublă comandă. Orice altă mașină echipată de școală, cu casetă de școală, cu dublă comandă și cu oglinda suplimentară retrovizoare pentru examinatorul respectiv. Deci altfel, altfel nu se bine, poate. Bine, poți să dai cu de la altă școală sau de absolut, la... Absolut, deci la examen respectivul poate să ceară orice mașină echipată tip școală. Dar cere elevul pe ce mașină să se sau sigur. Examinatorul spune? Nu, nu examinatorul exact nu pune condiții, el se urcă în dreapta mașinii în care se urcă elevul, candidatul respectiv. Deci el nu pune condiții de mașină. Acum, chiar n-am avut cazuri de genul ăsta în care elevul, după ce a făcut instrucția cu o mașină, să zică, domnule, la examen mă duc cu alta. Acum vreo 2 ani am întâlnit un caz, așa, poate că e un picuț amuzant, cu o doamnă aici undeva. N-am înțeles exact ce s-a întâmplat, dar n-a venit instructorul la examen. Deci doamna avea examen, n-a venit instructorul, știu că pentru că a venit la mine și m-a rugat să dea examenul pe mașina mea. Bine, dar aveați aceeași mașină? Culmea că am întrebat-o, doamne, dar pe ce ați făcut școala? A zis, domnule, am făcut pe un Matiz. Aoleu. Păi zic, știți, comenzile nu se prea potrivesc. A mea e un pic mai mare. Zic, nu se prea potrivesc. Zice, nu că am condus și Logan. Și s-a descurcat, să știi, s-a descurcat și a luat examenul. Bravo! Deci chiar, acum nu știu... Da, dacă era de la Matiz la vreun Cadillac, mă ziceai, da, acum... Da, nu e chiar mare diferența. Mai nu, dimensiunile pentru ce poți în comenzile, sigur. Da. Mulțumim tare mult! Domnul Clamnic, mulțumim! Și eu vă mulțumesc pentru noi ne vedem săptămâna viitoare cu domnul Clamnic, alte premii de la Autocris și săptămâna viitoare, după o scurtă pauză de publicitate, aflăm cât mai este Franco Elvețian astăzi la Casa de Schimbă.